Calculează înălțimea cilindrului și raza bazei dacă sunt în raportul 2 pe 1, iar area totală a cilindrului este 450 pi centimetri pătrat. Deci area totală este 450 pi centimetri pătrați, iar înălțimea și raza sunt în raportul 2 pe 1. Deci ni se cere cât este înălțimea și cât este raza. Deci dacă calculăm raportul acesta, rezultă că 1 ori H este egal cu 2 ori R. Deci înălțimea este de fapt 2R. Bine, deci area totală a unui cilindru este de două ori area bazei plus area laterală. Area totală este egală cu de 2 ori R la pătrat pi plus înălțimea ori 2R pi. Deci area totală ne este 450 pi. Este egală cu 2 ori R la pătrat pi plus H, care este de fapt 2R ori 2R pi. Deci 450 pi este egală cu 2R la pătrat pi plus 2R ori 2R este 4R la pătrat pi. Deci 450 pi este egal cu 6R la pătrat pi. Pi cu pi ni se duce. Deci am 6R la pătrat este egal cu 450, înseamnă că R la pătrat este egal cu 450 pe 6. Deci R la pătrat este egal cu 75. R este egal cu radical din 75. R este egal cu radical din 25 ori 3. Deci R este 5 radical din 3. Înălțimea, deci avem R este egal cu 5 radical din 3. Înălțimea este egală cu 2R. Deci înălțimea este 2 ori 5 radical din 3. Înălțimea este 10 radical din 3 centimetri. Deci am obținut soluția cât este R și cât este raza și cât este înălțimea.